Prima caniculă din acest an a pus stăpânire pe toată țara, inclusiv și în raionul Florești. Odată cu creșterea temperaturilor, a crescut și fluxul chemărilor de urgență la substația asistență medicală urgentă Florești. Perioada caniculară, noi poate să spunem că s-a început de pe data din 9 iunie și până în prezent numărul solicitărilor este de 163, ceea ce se deosebește de anul trecut, că anul trecut a fost la 130-140. În toată ziua, ceea ce se referă la caniculă, de la 7 până la 14 solicitări. Majoritatea pacienților care suferă de bolile cardiovasculare reacționează la temperaturile înalte de afară. Și care categorie de persoane au de suferit mai mult de pe urmă? Cel mai mult suferă din urma caniculei persoanele cu boli cardiovasculare, după cum am numit, persoanele care au traume craniocerebrale, migrenele foarte multe sunt în prezent și acestea sunt categoriile mai des întâlnite. Cel mai mult de pe urma caniculei au de suferit persoanele care se expun la soare. Spuneți-vă rog cum vă protejați împotriva caniculei? Împotriva căldurilor mari din ultimele zile. Dar cum ne protejăm? Ședem la umbră. Ședem la umbră, unde nu știu. Prășim noi dimineața și seara. Sunteți la curent care sunt simptomele? Suntem la curent. Și care sunt ele? Dureri de cap, amețeli, apă. Mă sărui să stau mai mult la umbră. Mai puțin să mă găsesc la soare. Avem apă, avem altceva și putem să facem. Sunteți afectată de căldurile mari sau nu? Da. Ne stăruim să stăm mai mult la umbră, dar bem apă și la umbră. Sunteți la curent care sunt simptomele? Da. Temperatură mare, amețeli, greaț, vomit, aia este. Perioada caniculară mai este considerată periculoasă și pentru persoanele vârstnice și cele care suferă de afecțiuni cardiace și respiratorii. Perioada caniculară cel mai des afectează copiii și persoanele de vârstă înaintate. Care pot fi complicațiile în rezultatul afectării? În primul rând, boala hipertonică. Ce prezintă boala hipertonică? Este o maladie care se caracterizează cu ridicarea tensiunii arteriale, atât maximale cât și minimale. Se întâlnește boala hipertonică la vârsta înaintată, cât și la copii. Pentru a evita îmbolnăvirile cauzate de temperaturile ridicate, sunt necesare unele recomandări. Pentru evitarea complicațiilor hipertensiunii arteriale, este necesar mai puțin de îmblat la soare. Folosirea abundentă a lichidului. Evitarea băuturilor spirtoase. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în următoarele zile vremea călduroasă se va menține, după care sunt așteptate câteva zile cu ploi slabe.